Noul corp al Spitalului de Copii lui Surcanu Timișoara este aproape gata. Lucrările au ajuns la 95%, însă după 10 ani de la începere. Iar după ce vor fi terminate, unitatea medicală mai trebuie și dotată. Ministerul Sănătății estimează că valoarea echipamentelor necesare s-a ridicat la 100 de milioane de lei. Guvernul va sprijini achiziționarea lor printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Alături de aparatură, spitalul va beneficia și de amenajarea unui heliport. Însă pentru ca aceste investiții să poată fi acoperite din fonduri externe, este nevoie ca noul corp să fie finalizat 100%. Primăria municipiului Timișoara monitorizează în această perioadă probele efectuate de constructor la toate instalațiile noului corp de clădire al Spitalului de Copii. Municipalitatea se asigură că sunt respectate standardele în vigoare înainte de a începe etapa de recepție a clădirii cu demisol, parter și 6 etaje. Aceste probe sunt esențiale pentru viitoarea funcționare a clădirii, ținând cont de faptul că a trecut un deceniu de la începerea construcției noului Spital de Copii, timp în care au fost implicați mai mulți constructori. A transmis Primăria Timișoara. Noua clădire a Spitalului de Copii lui Surcanu Timișoara va avea 150 de paturi și va găzdui urgențele, laboratoarele pentru analize, policlinica, radiologia, chirurgia pediatrică, terapia intensivă, ortopedia și secția de prematuri. Până acum, municipalitatea a plătit 58,4 milioane de lei pentru construirea noului corp de clădire de la spital. Mai are de decontat constructorului aproximativ 4 milioane de lei.